Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent și nodul nord în Scorpion. Pentru cât a mai rămas din martie, din păcate a trebuit să-mi restructurez și eu viața și să mă mut. N-am putut să vin cu etalarea voastră la timp, sper să înțelegeți, măcar acum când toți trecem prin situații dificile. Cât vreți să rezonez această etalare, rămâne... sau depinde de voi. Eu am pregătit cărțile și, după cum vedeți, un sfat de la îngeri ați primit din cartea oracolelor. Numărul 22, The Heart of the Matter, sau cu alte cuvinte, în inima situației sau în inima materiei. Deși, sper că vedeți, ia să pun, deși imaginea apare foarte mult... mai potrivită pentru zodia peștilor, este, să zic, o stare de visare, de somn profund și deasupra întregii lumi există un înger care protejează. Doamne ajută ca acest mesaj să fie pentru cei dintre voi și să simțiți că sunteți protejați în această situație în care toată lumea trece printr-o dramă foarte profundă. Să zicem că voi sunteți aici pentru că trebuie să încetiniți, sunt două imagini în care trebuie să dormiți, să vă faceți timp pentru voi și să meditați. Este un timp de meditație profundă pentru toată lumea. 22 este un număr maestru. 2 și cu 2, 4. Meditați la stabilitate, la casa a patra, a racului, a familiei, a tradițiilor și evident 2, a relațiilor dintre voi și persoanele dragi. Relații care sunt foarte provocate în această perioadă. Dar eu zic că această imagine... simt că este o confirmare că suntem protejați în momentul în care cerem ajutorul de la îngeri, îngerii noștri protectori, de la Arhanghel, de la Iisus Hristos, să nu uităm, da, să nu uităm nici pe El, mai ales pe El, care a fost foarte uitat în ultima vreme, primim ajutorul într-o formă sau alta. În continuare, ce aveți la capătul setului de cărți, încetiniți. Numărul 9 este un număr spiritual. Încetiniți treburile. Evident că am toți am încetinit treburile și ne facem timp mai mult pentru noi, pentru meditație, pentru somn, pentru că somnul vindecă și întărește corpul și ne conectăm și la alte, și la alte dimensiuni și la îngerii noștri și primim de acolo putere, da? Primiți. Dacă există o poveste de dragoste la care încă vă gândiți, posibil, vă dați seama că situația este complicată, mai ales acum, și chiar dacă aveți această nevoie de atingere fizică, s-ar putea, pentru că arată și cărțile, să trebuiască să aveți multă răbdare. Cât va trebui să avem multă răbdare, nu știm. Doar trebuie să avem răbdare. Acționați ca și când partenerul este aici, în cazul în care, sau este cu voi, în cazul în care nu este lângă voi și evident, dragii mei, purtați mască. Purtați mască. Totuși, în spate, undeva, în depărtare, după nu știu câte luni, să vă ajute Dumnezeu să manifestați această dragoste adevărată. Pentru că la un moment dat, cât a permis timpul aici, în spațiul nostru, nu s-a manifestat această dragoste adevărată din cauza unor probleme de corectitudine, de cineva nu a îndrăsnit să-și arate adevărata față din niște motive, cineva poate a fost prea orgolios, niște chestiuni de genul acesta, să nu spunem minciunele, pentru că nu e cazul. Fiecare știe de ce nu acționează într-un anume fel. Bănuiesc că nu toată lumea vrea să îi mintă pe ceilalți. În momentul în care un om nu spune adevărul, posibil că ori e rușine, ori își dorește să lucreze cu o situație și să se prezinte mai bine decât ar putea o face într-un anumit moment. Oricum, sper că aceste mesaje să fie de încurajare. În continuare, din seria oracolilor, ce ați primit? Let go. Asta e cartea scorpionului. Let go. Lăsați să se ducă.
lăsase să se ducă anumite povești, anumite situații și în acest moment eu văd situația altfel. Păstrați-vă prietenii loiali și lăsați în spate un pic iluziile și visurile. Chiar dacă trebuie să dormiți, dormiți ca să vă liniștiți, să încetiniți, încetiniți ca să meditați la lucrurile practice, pentru că în spate aveți un builder, da, un constructor. Trebuie să vă reconstruiți. Dacă ați construit ceva, o afacere, s-ar putea să trebuiască să o lăsați să se ducă? Pentru că asta e. Va trebui cu toții să ne restructurăm viața. Cei care vom trece cu bine peste această provocare foarte mare, peste această încercare dramatică, a trebuit să ne restructurăm viața, afacerile. Dacă cumva afacerea de dinainte era mai mult un hobby plăcut, a trebuit să ne gândim cu toții la chestiuni practice. Da? Chiar dacă or fi mai mici, nu contează. Ne pot construi într-o altă formă, ne pot crea stabilitate în timp. Și interesant că aveți și constructorul și la capătul setului aveți bodywork, cărțile de oracol, sensibilitate. Da, știm, se vede în cărțile de oracol că sunteți sensibili și că trebuie să vă descoperiți sensibilitatea, să vă conectați la lumină și la dragoste, ca să vă găsiți acolo tăria, în cazul în care considerați că aveți, să zic, apropo de sănătate, că toți suntem marcați acum, aveți o sănătate sensibilă, lucrați cu corpul vostru, dragii mei, și asta vă confirmă această etalare de tarot. Da? Lucrați cu corpul vostru și nu doar fizic, am zis lucrați cu, nu știu dacă am zis, parcă am zis, dacă nu, asta e, zic acum, lucrați, am zis parcă să meditați, lucrați cu lumină și cu dragoste. Sensibilitatea e bună, dar depinde în ce sens și sub ce formă. Avem nevoie și de tărie, aveți și voi nevoie de tărie, de putere, de un corp puternic, da? Bodywork, lucrați cu corpul vostru. Și asta înseamnă multe. Afară de fitness, este și un fitness spiritual, să nu uităm, sau să nu uit, să nu uit eu, să aduc aminte de această idee care mi-a venit la un moment dat și îmi reapare de fiecare dată. Să facem un fitness spiritual, să ne redescoperim aripile, spiritualitatea în cazul în care unii au uitat-o din motive practice sau eu știu din ce motive, că sunt foarte multe motive pentru care uităm, să zicem. Și afară de acest lucru cu aripile noastre, cu spiritualitatea, chiar trebuie să lucrăm cu corpul nostru și sper să vin cu etalări, cu înregistrări care să vă susțină în acest sens pe toți. O hrană sănătoasă, o viață sănătoasă, fără excese și, în primul rând, fără excese emoționale, că scorpionii au tendința aceasta. Deci, oricum, dragii mei, lăsați să se ducă. Ce a fost, a fost. Acum toți trebuie să lăsăm să se ducă o etapă foarte... complexă din viața noastră. Aceste luni vor fi de meditație profundă. Aveți judecata, trebuie să judecați corect. Eu o să mă amestec încă o dată cărțile, dragii mei, scorpioni. Să judecăm corect, am zis practic, pentru supraviețuirea noastră și a celor dragi. Scorpion. Acum să taie. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, martie, 20-31, cât o fi. L-am văzut, a vrut să se arate iar. Spânzuratul. Casa a 12, am vorbit de casa a 12, a necunoscutului. Lucruri necunoscute care ne țin într-o stare de stagnare. Dar stagnarea aceasta este necesară, asemănătoare cu slowdown, da? Oarecum este necesară ca să ne restructurăm, să vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă, că de fapt asta face spânzuratul, vede lucrurile dintr-o altă perspectivă. Este greu. Gândiți-vă cât este de greu să stai cu capul în jos. Dar cât este de greu să stai în casă, să nu poți să relaționezi, să nu fii lângă persoana dragă, eventual, să nu atingi, să nu o îmbrățișezi, să nu o săruți, da? Cât este de greu. Dar gândiți-vă că este cu voi. Pentru că această despărțire fizică ne aduce aminte
că lucrurile sunt mai profunde și noi, de fapt, suntem conectați spiritual și poate ar fi bine să ne conectăm cu toți cei care suntem aici, amici, prieteni, să ne susținem. Aveți răbdare, aveți răbdare că ne vom ridica ca acest lotus la suprafață și vom recrea, ne vom recrea într-o formă poate mai frumoasă, așa ar trebui, mai frumoasă sau măcar mai rezistentă. Deci la capătul setului de cărți. O stare de... Ia uite, interesant, fecioara și peștele, casa 12 și casa 6. Eventual și casa nouă a spiritualității, pentru că e nouă, da, pentru că e nouă, dar două cărți foarte spirituale. O călătorie spirituală. Este o tăcere pe care începem să o manifestăm majoritatea mai mult de forță majoră și în care trebuie să ne redescoperim lumina în orice situație. Să ne rugăm, să mergem pe această cărare îngustă și chiar dacă la dreapta pică, la stânga pică unii, alții, stângi, nu contează, noi să avem încredere că se va menține cărarea până la capăt ca să ajungem la lumină. În continuare, aveți un 4 de bâte, diavolul, posibil la un moment dat mai încolo, după această experiență și tăcere și izolare prin care majoritatea trecem, toți trecem, nu? Veți dori să vă bucurați de familie mai mult poate decât de obicei. Și poate unii dintre voi, da, așa simt să citesc cărțile. Ia uite, justiția, balanța, poate unii dintre voi, eu așa simt, așa citesc. Nu pot să vă arăt toate cărțile în poziția asta pentru că fac etalarea în pat. Veți dori să fiți mai aproape de familie și să vă reconstruiți. Ați avut builderul, ați avut constructorul și urmează 3 cărți de monede. Asul de monede, 6 de monede, 6 care uneori, iar balanță, da? Și avem și aici balanță să... Vă reconstruiți 7 cu răbdare, cum zice și mai devreme, ai răbdare, 7 de monede, să vă reconstruiți obsedant, veți fi obsedați de această reconstrucție a familiei voastre, zic eu, sau cel mult, sau dacă nu aveți familie, a stabilității voastre. Poate unii dintre voi sunteți singuri, asta pentru că aveți justiția, aveți lumea, da? Veți depăși multe, multe probleme, multe probleme ascunse, veți depăși. Și în momentul în care le depășiți prin credință, dragii mei scorpioni, printr-o forare adâncă în situația aceasta prin care treceți și voi, trecem și noi, veți fi obsedați de această stabilitate și de a vă face eventual o familie în cazul în care sunteți singuri. Parcă asta vreau să zic și n-am spus-o. Central, dragii mei, aveți 9 de cupe. Poate că aveți un semn de apă, voi sunteți semn de apă, dar de obicei 9 de cupe reprezintă semnul peștilor pentru că e o stare mai euforică. Vedem ce cărți mai apar. 9 de cupe. Poate din cauza întregii situații prin care trecem, toți, vă doriți undeva să vă îmbătați, să uitați. Există și această posibilitate. 9 de cupe, pentru că este similar cu steaua, varianta mică, reprezintă nevoia de speranță. Nevoia de speranță. Ce v-ar bloca? Ah, ce frumos! Ce am văzut și mai devreme, da? Ce am spus mai devreme? Așteptarea aceasta, probabil, așteptarea această dragoste adevărată, da? Care a apărut la un moment dat prin True Love, superb, dar pentru care trebuie să manifestați multă răbdare și să acționați de ca și când ar fi lângă voi această persoană. Pentru că în acest moment sunteți încetiniți de situație, da? Vă apare, let go, da?
spânzuratul, eremitul, the heart of the matter, da? Slow down, încetiniți. Provocarea este exact această cupă care vă face fericiți și vă aduce într-o reuniune cu sufletul vostru, da? 9 și cu 1 ar fi 10. Ar fi fericirea maximă lângă sufletul vostru pereche. Dar posibil pentru unii încă nu este lângă voi sau, am zis, trebuie, cum au spus și cărțile, să aveți răbdare. Să avem răbdare. La baza acestei cruci există valetul de spade. O discuție cu cineva sau poate chiar o tăcere pentru că în aceste decăți valetul de spade nu comunică, sabia în jos. Nevoia de a discuta și totuși această discuție este amânată sau nu este exprimată, n-a fost exprimată, aha, am înțeles, n-a fost exprimată la timpul potrivit, am zis, e o dragoste adevărată, dar la un moment dat, când au fost vremurile bune, cineva a purtat mască din niște motive, v-am zis, rușine, complexe sau alte probleme familiare. Și celălalt n-a avut încredere și în spate, totuși a fost o dragoste adevărată. Este o dragoste adevărată, care, teoretic, ar trebui să manifeste cu răbdare după ce ne înțelepțim cu toții. Da? Posibil cu o persoană mai tânără, că aveți deja doi valeți. Posibil cu cineva mai tânăr. S-a dorit comunicare și totuși n-a fost. Posibil semn de aer, iar aici deja voi știți cărțile, că ascultați de mult timp, vă luați semnele pe care le vreți voi, nu are rost să le mai spun eu. Chiar nu are rost. În trecutul apropiat, 3 de băte. Ați sperat că vine de la un drum, că vă întâlniți. Ați încercat să sperați. E normal să sperăm, da? Aveți și 9 de cupe. Ați încercat să vedeți oportunitățile în zare. Și acum, eu știu ce vedeți, e trecutul apropiat. Poate ați așteptat pe cineva să vină de la un drum. Dar lăsați în urmă, cum zice, lăsați în urmă așteptările. Dacă v-ați pregătit pentru o călătorie, evident că trebuie să o amânați. Este clar. Viitorul îndepărtat. Ah, ce frumos! Doamne ajută! V-am zis 9 cu 1, 10. Viitorul îndepărtat. Asta poate să însemne, v-am zis, și câteva luni de zile. Nu neapărat luna viitoare, că vom fi în continuare în carantină și în alte, cine știe ce alte situații complicate. Dar va fi, v-am zis, și poate această situație generală prin care trecem noi și foarte complexă și foarte intensă și grea, vă ajută și pe voi, dragii mei scorpioni și ascultători, că vor fi și alte zodii care ascultă, vă ajută să înțelegeți că aceste etalări se pot manifesta pe o perioadă mult mai îndelungată decât o săptămână sau o lună. E trecutul îndepărtat, viitorul îndepărtat. Trecutul, probabil că vă doriți de mai mult timp, da? 9 cu 1, am vorbit 9 cu 1, 10, da? Vă doriți de mai mult timp această familie fericită și veți avea o familie fericită. Doamne ajută ca toți să avem și țara noastră să fie protejată și să trecem cu bine peste această mare criză. Viitorul apropiat, vai, ce frumos, 2 de cupe. Două suflete perechi. Chiar dacă sunteți la distanță, dragii mei, vă simțiți, comunicați și iar corespunde cu cartea pe care am văzut-o mai devreme, aveți răbdare, nu asta corespunde, alta, așa, aveți nevoie de atingere fizică, dar acționați, dragii mei, de ca și când partenerul este aici, că asta înseamnă. Sufletul perechi este lângă voi, chiar dacă nu e fizic, voi îi simțiți chiar dacă nu sunt lângă voi. Aveți nevoie să-i îmbrățișați, să-i sărutați și probabil că nu puteți cu această carantină și altă izolare, ci alte stări de izolare care sunt. E în prezent. Posibil, pentru foarte mulți, în această perioadă veți simți și mai profund lumina dintre voi, veți simți și mai profund legătura dintre voi. Și o veți manifesta în timp cu 9 de... Ia vedeți? Ia să vă arăt un pic. Uite așa. Cam așa arată crucea. Da, fac în pat, că asta e. M-am mutat acasă și trebuie să-mi fac curat în atelier și poate atunci o să am mai mult spațiu. În continuare. Sfatul este 6 de spade. Lăsați, plecați, let go, lăsați în urmă. Da? Lăsați în urmă ce ați creat eventual.
ce ați creat, builder. Poate ați lăsat și o situație toxică. A apărut, l-am dat diavolul, dar am simțit să-l citesc altfel. Lăsați în urmă, toți trebuie să lăsăm în urmă aglomerarea, aglomerațiile, situațiile neplăcute. Ne întoarcem către noi, către cei dragi, către cei care ne dau stabilitate, siguranță. Lăsați mental grijile ca să puteți manifesta acest 10 de cupe. Încercați să fiți pozitivi, cu alte cuvinte. În această situație foarte mult contează să avem un mental pozitiv. Exterior, regele de spade, probabil un semn de aer vă influențează exterior, că tot a apărut la baza crucii, da? Cineva cu care poate n-ați mai comunicat în ultima vreme din niște motive. Voi știți, pariază, ori ei au avut niște probleme, ori voi. Există acest și în continuare, nici regele de spade nu comunică foarte, e cu sabia în jos. Comunică esențialul. Dacă ar comunica, sper să vă dea sfaturi înțelepte, pentru că regele de spade dă sfaturi înțelepte, că e bărbat, că e femeie, nu contează. E o persoană de mare autoritate, înțelepciune, logic, mai ales că voi sunteți foarte emoționali. Dar, repet, e posibil să nu comunicați din cauza că sunteți izolați și totuși. Or fi ei cu care simțiți această legătură emoțională, or fi alții. Voi știți, până acum aveți 3 semne de aer și câte? 4 de cupe. Aveți 3 de bâte, o carte de foc. Sunteți foarte emoționați, sunteți între mental și emoțional. Poate ei să vă mai echilibreze un pic, să vă calmeze. Pentru că scorpionii pot fi își pot crea foarte multe stări negative, chiar și când vremurile sunt bune, cu atât mai mult acum. În poziția fricilor, prima carte de pământ, regina de monede. Vă este teamă de această situație, că nu veți mai avea echilibru financiar, nu veți mai avea stabilitate, nu veți putea crea. Probabil ce ați vrut să creați la un moment dat, planurile pe care vi le-ați făcut se dau peste cap. Regina de monede este o vibrație înaltă care creează, este creativă, stabilă. Stabilitatea voastră este un pic pusă la încercare. Dar aveți această forță mentală cu care, v-am zis, e posibil comunicați telepatic sau poate verbal, la telefon, pe Facebook, dar comunicați practic. Eu zic că vă ajută în acest moment, eu așa zic că vă ajută. Ce vă doriți? Ah, ce frumos! Normal! Cum am zis mai devreme? Ah, ce mă bucur când se confirmă! Am zis că veți fi obsedați de muncă. Da? Ați avut? Ia să vă și arăt mai devreme. Da? Am zis, după această stare de meditație, de izolare, veți dori foarte mult, aproape obsedant, această stabilitate familială, această fericire în familie și veți avea, ia uite, la un moment dat, mai încolo, asul de monede, 6 de monede, 7 de monede și justiția. Poate începeți o afacere. Poate o balanță în preajma voastră, că aveți și semne de aer, variază de la unii la alții. Poate începeți o afacere practică pentru că aceste momente, vă dați seama, știți deja, ați citit toți, că vor afecta economia tuturor. Și va trebui să fim din ce în ce mai practici. În paralel, evident, ne vom ocupa și de spiritualitatea noastră. Că n-avem cum, trebuie, este încercarea care ne aduce mai aproape de Dumnezeu. Este această încercare care ne învață să avem încredere în îngerii noștri și în protecția divină. Ah, ce frumos, Marea Preoteasă! Marea Preoteasă, da, înseamnă secrete, dar eu simt acum că zburați, nu știu cum, poate în somn, când încetiniți un pic în somn, zburați parcă către acest înger. Începe să vă dezvoltați intuiția și este mare lucru. Voi oricum aveți intuiția destul de... dezvoltată față de alte semne, să zic, mentale, de aer sau poate semne de foc, care sunt mai pasionale. Dar poate unii dintre voi aveți planete în pești sau... A, e
Încă suntem sub semnul peștilor? Nu, ieșim. Ieșim din semnul peștilor. Marea preoteasă. Eu zic că începe să vă conectați la spiritualitate altfel. Și în momentul în care primiți inspirație, veți putea alege între un drum vechi, lăsați, da? Let go, let go, ce nu priește, și construiți ceva practic, ceva nou, ceva care să vă susțină. Asta probabil prin aprilie. Ce frumos, veți merge către soare. Ce frumos. Dar ca să ajungeți la soare, la sursă, la Dumnezeu, va trebui să învățați eventual niște, să meditați. Să învățați ce vrea să mi se zică? Da, asta e. Să citiți cărți de spiritualitate. Spiritualitate înseamnă foarte mult. Astrologia are un aspect spiritual, dar nu poți numi astrologia spiritualitate. Și tarotul poate să fie spiritual sau spiritist, e o mare diferență. Eu cred că în această perioadă vă veți conecta la eul vostru superior într-o formă care vă va ajuta să decideți undeva prin aprilie să mergeți către soare, către bucurie, către sănătate. Uităm că avem nevoie de această confirmare. Chiar dacă la un moment dat veți fi răniți, dar soarele lângă trei de spade, eu zic că vă veți vindeca pentru că aveți magicianul. Vă veți vindeca, eu știu, ori de un trecut care până acum că au apărut, da, minciunerele la un moment dat, ori de situația aceasta care vă va aduce multă suferință. Poate acest trei de spade este creat tocmai de această situație prin care trecem, da? Dar lângă soare și magicianul, eu zic că vindecați inimioara și o să vă fie bine. Dragii mei, cam aceasta este etalarea pentru voi. Puteți să o considerați până la sfârșitul lui martie. Eu aș considera un pic mai mult decât martie. Vom vedea când ne vom auzi, reauzi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, protecție divină, dragii mei, și multă sănătate. Vă pup numai bine. Vă pup virtual. Pa!